culinare deosebite. Nu lipsesc deserturile delicioase și apetisante, savarine, clătite sau papanași. Masa se poate consuma la locația de pe strada depozitelor numărul 5 sau cu livrare la pachet. Meniul zilei la Tradițional Cuisine este o alegere inspirată. Comenzi se pot face la telefon 0736736717. Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Oprește-l pe cel de lângă tine să producă o tragedie. Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale. Era un întuneric beznă și am auzit haosul pământului. Asigură-ți locuința acum. Campanie de informare realizată de PAID România cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al Asociației Municipiilor din România. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exact, Antena 3D, vă iată că reluăm emisiunile cu tentă politică, să nu uităm că doar două din cele cinci rânduri de alegeri care ne așteaptă în 2024 s-au consumat. Invitata mea de astăzi este doamna Vetuța Stănescu, deputată din partea Partidului Național Liberal și totodată președinta organizației UNEDOAR a Partidului Național Liberal. Bine ați revenit în studio! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Am lăsat așa o mă bucur foarte tare de acest studio nou, modern și probabil cu foarte, foarte multe povești în spate. Da, și eu mă bucur sincer și cum spun deocamdată, sunt în perioada în care și eu mă obișnuiesc cu acest studio. Am lăsat așa fraza în suspensie și președintele acestui partid, care reveniți, mă gândesc, după o perioadă de relaxare care a urmat alegerilor locale foarte disputate. Foarte multă lume spune că a fost o campanie dificilă. Da, a fost una dintre cele mai dificile campanii, e adevărat. Eu care fac campanie așa la nivel de top, ca să spun așa, la nivelul Partidului Național Liberal în județul Hunedoara, cred că este a treia campanie pe care o conduc din punct de vedere organizatoric, sigur nu din calitate de președinte, dar organizatoric am condus încă două campanii. Dar aceasta mi s-a părut într-adevăr cea mai grea campanie și vă spun acest lucru nu doar din perspectiva mea, în calitate de președinte de partid, ci și din perspectiva colegilor cu care am lucrat foarte bine și cu care am încercat să ducem această campanie. Sigur că rezultatele, probabil că dacă nu câștigi alegerile, nu sunt mulțumitoare niciodată, dar pentru Partidul Național Liberal, pentru județul Hunedoara, sunt unele mai mult decât bune, 23,25%, un lucru care ne face să fim mulțumiți, dar nu e un rezultat decent, așa cum am spus de fiecare dată. Pentru Partidul Național Liberal în județul Hunedoara a fost o muncă determinată. Sigur că aș putea spune că un ochi plânge, unul râde, pentru că am câștigat câteva primării, dar am pierdut primăria cea mai importantă din județul Hunedoara, și anume primăria municipiului Deva. Încercăm să ne reorganizăm, încercăm să ne repunem pe picioare, astfel încât în perioada următoare să fim pregătiți pentru ceea ce înseamnă campania pentru prezidențiale, respectiv pentru alegerile generale. Da, am mai avut o emisiune în care am discutat despre alegerile locale, n-aș mai insista asupra lor, dar totuși, având în vedere că ne-am mai detașat, adică pasiunile s-au mai atenuat, care credeți că a fost eroarea majoră care a determinat pierderea DEVEI?
Dacă a fost un, dacă se poate numi de o eroare majoră, probabil că a fost mai multe. Am spus-o chiar și la dumneavoastră în studio. Cred că eroarea majoră care a determinat pierderea DV a fost aceea că primarul în funcție, Florin, s-a bazat foarte tare pe ceea ce înseamnă activitatea administrativă și mai puțin prezența în stradă în rândul cetățenilor. Un primar, indiferent cât este de bun, indiferent cât este de implicat, de foarte multe ori este solicitat de oamenii care îl aleg, care vor să vorbească cu el, să fie într-un contact direct și permanent cu primarul lor. Cred că aceasta a fost eroarea majoră, pentru că Florin s-a axat foarte mult pe proiectele pe care le avea în implementare, pe calitatea de administrator al municipiului și mai puțin pe cea de politician. Și cred că aici a fost eroarea principală. Da, pentru că am observat că, practic, în campania electorală nu a fost atacat partidul, a fost atacată foarte mult, a fost identificată funcția cu persoana. Da, așa este. Acum, bine ați precizat, ați condus campanie electorale, ați fost implicată din perspectiva managementului de campanie, dar acum, iată, alegerile parlamentare ar putea, dumneavoastră îmi veți confirma sau nu, să vă implice în calitate de candidată. Da, sigur că da. Vedeți, la fel ca și la alegerile locale, la alegerile prezidențiale, la alegerile generale, voința statutară a partidului determină candidații. Sigur că îmi doresc, din calitatea pe care o am atât de deputat cât și de președinte de partid, să candidez pentru un nou mandat la funcția de deputat. Și pentru acest lucru trebuie să vin în fața colegilor mei cu argumente, adică argumentele activității din ultimii 4 ani și mai degrabă cu argumentele performanței sau a ceea ce am făcut în ultimii 4 ani. Pentru că întotdeauna începerea unui nou mandat este determinată de activitatea politică pe care a desfășurat-o în anii anteriori. Cei care își imaginează că atunci când ajungi într-o funcție importantă, respectiv de deputat, primar, consilier local, consilier județean, vedeți că de foarte multe ori un nou mandat nu poate fi determinat dacă tu uiți 4 ani de zile că faci parte dintr-un partid, din partidul care te-a dus în funcția respectivă, pentru că aceste alegeri și toate rândurile de alegeri în general ne arată și ne demonstrează faptul că atunci când ai un partid puternic în spate, poți să fii învingător. De foarte puține ori oameni independenți sau persoane independente care candidează pot să-și dobândească mandate. Și istoria recentă ne demonstrează, sunt foarte rare cazurile în care independenți pot să-și dobândească mandate, indiferent unde sunt ele. Iată, Nicușor Dan totuși a reușit. Să nu uităm că Nicușor Dan a avut întotdeauna în spate partide politice. Mai mititele, așa. În urmă cu 4 ani, știm în urmă cu 4 ani, l-a susținut așa Partidul este, Național da. Liberal, așa acum este, da. L-a susținut USR-ul. Deci sunt partide care determină candidaturile importante și ați spus, succesul. Da. Sigur că am avut o discuție înainte de intrare în emisie și a spus că unul dintre argumentele care vă recomandă pentru a vă depune candidatura pentru o nouă funcție de deputat este activitatea parlamentară din mandatul care este încă în derulare. În calitate de deputat al Partidului Național Liberal din județul Hunedoara, am încercat să duc nevoile județului să le translatez la nivel național. Până acum am avut peste 160 de inițiative parlamentare, din care aproape 60 au devenit legi promulgate. Una dintre cele mai importante legi pe care am generat-o în calitate de parlamentar, sigur pentru județul Hunedoara, dar ea s-a extrapolat și a fost aplicabilă la nivel național, este legea 123, care a fost aplicabilă pe tot parcursul aproape anului 2023, până în noiembrie, de fapt, legată de dobândirea titlului de proprietate pentru deținătorii de terenuri care se găsesc în zone necolectivizate. Vedeți că acum se face cadastrarea gratuită, acum se fac foarte multe documente sau proceduri care pun în posesie persoanele, dar condiția este să ai documente. Punerea în posesie și dobândirea titlului de proprietate este un lucru sau un
o caracteristică determinantă pentru o democrație și am socotit că este foarte important pentru județul Hunedoara, județul Hunedoara fiind unul din județele profund necolectivizate și fiind un județ de munte, în general cu foarte multe localități mici și care a beneficiat din plin de acest drept. Pot să vă spun că județul Hunedoara, în urma aplicării acestei legi, a fost județul campion al depunerii de cereri pentru dobândirea titlului de proprietate. Sunt peste 6.000 de cereri depuse. Sigur că titlul nu a fost dobândit în totalitate, peste tot, pentru că sunt proceduri, trebuie să se întrunească comisiile de fond funciar, dar demersurile au fost începute. Vă mărturisesc că îmi doresc acum, cel puțin în perioada aceasta care mi-a rămas din primul mandat, să încerc să modific, sigur cu sprijinul colegilor mei parlamentari liberali, pentru că singur nu poți să faci nimic într-un parlament. Să încercăm să modificăm perioada de aplicabilitate, astfel încât să fie extinsă, pentru că oameni au rămas încă oameni care nu și-au dobândit titlul de proprietate. Sunt multe legi la care am contribuit alături de colegii mei în ceea ce privește consumul de droguri, protecția copiilor, protejarea celor care joacă foarte mult la jocurile de noroc. În domeniul sănătății sunt foarte multe legi, în domeniul asistenței sociale. Deci, activitatea mea parlamentară poate fi văzută sau vizualizată sau, eu știu, studiată de cei interesați pe site-ul Camerei Deputaților, în dreptul numelui meu, unde sunt expuse cam toate inițiativele legislative la care am participat și pentru care am muncit. Fac parte din două comisii extrem de importante în Parlament, din Comisia de Administrație, comisia care generează cam tot ceea ce înseamnă din activitatea primăriilor, unităților administrativ-teritoriale, activitatea administrativă și totodată Comisia de Sănătate, care generează legile extrem de importante pentru în domeniul sănătății. Legea 95, care, deși este o lege promulgată cu foarte mult timp în urmă, ea a suferit foarte multe modificări și cu siguranță va mai suferi, astfel încât să se upgradeze sistemul de sănătate sau să se alinieze la ceea ce înseamnă secolul 21. Deci, dacă forurile de partid vor decide că vă doresc pe listă, există și acceptul dumneavoastră. Da. Dorința dumneavoastră. Există dorința mea de a dobândi încă un mandat de parlamentar, de deputat liberal al județului Hunedoara. Cum vi se pare calendarul alegerilor? Pentru că a curs foarte multă cerneală electronică, să zicem așa, pentru aceste alegeri, când să fie, chiar nici nu mai știu acum, când o să fie alegerile? Alegerile vor fi trei duminici succesive. La finalul lunii noiembrie, 24 noiembrie va fi, sau 24 noiembrie vor fi alegerile prezidențiale, primul tur, 1 decembrie alegerile generale și 7 decembrie alegerile prezidențiale turul 2. Deci trei duminici succesive. Cu ziua națională între ele, ceea ce e foarte important. Cu ziua națională în ziua alegerilor generale. Poate că ziua națională în ziua alegerilor generale ne va responsabiliza și mai tare și spiritul civic va fi trezit și de sentimentul de apartenență la acest stat și apartenență românească și simțul național pe care îl trăim cu toți în data de 1 decembrie și sigur el ar trebui să-l trăim în fiecare zi, dar vedeți că în datele care generează multă emoție ne simțim mai români decât sau ne manifestăm mai români decât în mod normal. Suntem Antena 3 CNN și aici la nivel național și mă gândeam privindu-vă că la CNN sunt adesea chemați lideri politici. Dumneavoastră sunteți un lider politic important, fiind președinta partidului în județul Hunedoara, care sunt invitați să se exprime pe teme la zi. Și vă solicit acum să inversăm puțin rolurile, să încercați o mică analiză politică. Cum vor fi alegerile prezidențiale? Că la cele parlamentare este clar, lumea așteaptă să vadă cine intră pe listă, iată, deja un nume l-avem. Dar la prezidențiale este o incertitudine, nu se știe. Cum vedeți, hai să speculăm puțin, care credeți că va fi configurația
electorală a momentului 24 noiembrie. Și care ar putea fi ultimii doi, cei care, între care se va da bătălia finală? În acest moment avem câteva nume care și-au anunțat depunerea candidaturii pentru funcția de președinte al statului. Eu aș vrea să vorbesc puțin despre candidatul Partidului Național Liberal, despre Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal și care, în calitatea sa de președinte al partidului și primul om al Partidului Național Liberal, a anunțat că va candida la funcția de președinte. Sigur că nu s-au întrunit, așa cum vă spuneam mai devreme, chestiunile statutare legate de Birou Politic Național, Comitet Director Național și așa mai departe, pentru desemnarea candidatului la președinția României, dar în mod normal, și a fost și anunțat în spațiile publice, candidatul Partidului Național Liberal va fi Nicolae Ciucă. Este un om pe care cu toții l-am văzut în spațiul public. Este un om cu bunele și relele pe care le are. Un om normal, un om care se simte foarte aproape de baza țării, de oamenii care muncesc în România, și ați văzut în calitatea sa de prim-ministru la momentul respectiv cât de mult a susținut România. Să nu uităm că mandatul dumnealui de prim-ministru a fost încununat de faptul că în România s-au efectuat sau au fost cele mai mari investiții din ultimii 30 de ani. Deci a fost un mandat încununat de succes care a arătat că poate să genereze progres pentru România. Nicolae Ciucă este omul care probabil îmi veți spune da, dar are tracul camerelor de luat vederi, de exemplu. Da, e un om normal și de foarte multe ori fiecare dintre noi avem tracul camerelor de luat vederi, avem tracul contactului direct cu camera, dar tocmai asta determină umanitatea pe care o are acest om. Și mai presus de toate, este un general, este un om care a luptat în afara granițelor țării pentru independență, pentru dreptate și pentru stabilitate. În contextul actual, în care vedem foarte, foarte aproape un război și vedeți că el începe să se acutizeze, vedem tot mai des diverse drone prin apropierea granițelor României, sigur suntem stat NATO și suntem cumva protejați de ceea ce înseamnă un eventual război. Cred că este nevoie de un președinte ca și Nicolae Ciucă, pentru că stabilitatea țării este determinată și de știința pe care o are un astfel de om. Dacă mă întrebați ce înseamnă turul 2 al alegerilor prezidențiale, sunt sigură că în turul 2 al alegerilor prezidențiale probabil vor intra cele două mari partide. Deci credeți că PSD-ul va arunca în luptă propriul candidat, respectiv pe domnul Ciolacu? E un partid mare și din punctul meu de vedere un partid de dimensiunea PSD-ului nu poate să rămână fără candidat. Sunt sigură că vor genera un candidat. Acum că este domnul Ciolacu, că va fi altcineva, vom vedea. Ar putea fi Mircea Joană candidatul susținut de PSD? Nu. Din ceea ce am remarcat și din declarațiile publice ale președintelui PSD, observ că există o neafiliere între cele două personaje sau între partid și personajul Mircea Joană, care este independent, care nu știm ce este, este reprezentant NATO, este candidat, este politician, nu știm, chiar nu știm. Cred că PSD-ul nu va susține un candidat independent care să nu-i aparțină din punct de vedere al structurii politice. PSD-ul probabil că va genera, dar dacă mă întrebați ce înseamnă turul 2, socotesc că cele două mari partide vor intra în turul 2. Partidul Național Liberal prin candidatul Partidului Național Liberal Nicolae Ciucă, iar PSD-ul probabil că vom afla într-un interval de timp relativ scurt, știind că la finele lunii iulie vor avea congres. Ce putem discuta despre George Simion, care este extrem de vizibil și prin panourile care împânzesc țara, dar și prin panourile electronice care ironizează mesajele domniei sale, dar
Trebuie să recunosc că am crezut că este un fake news, dar nu este. Oameni care stau la coadă la bănci, mă refer la un număr impresionant de oameni care stau la coadă la bănci pentru a se înregistra acolo ca să primească, dacă va ajunge domnul George Simion președinte, apartamente de două camere cu 35.000 de euro. Da, am văzut și eu, din păcate. Nu este coadă la bănci, este coadă la sediul partidului. Sau la sediul partidului, mă rog, am văzut acolo, poate era o coincidență că am văzut și banca la sediul partidului. Da, sunt la sediul partidului și cineva chiar povesteam, discutam imaginea pe care cu toții am văzut și a circulat în spațiu public apropo de coada la sediul partidului pentru înscrierea pentru apartamente și îmi zicea cineva, oare nu ți se pare ceva asemănător cu Caritasul? Sau cu Partidul Poporului Dan Diaconescu, care promitea 20.000 de euro credite sau cea de genul ăsta. Ambele situații, chiar Caritasul, PPDD-ul sau cum se chema la vremea respectivă, sau Dan Diaconescu, istoria ne-a demonstrat că au avut o viață scurtă de, nu știu, a fost așa, au fost ca niște fluturi care au zburat, au făcut impresie, au creat senzația că se mișcă foarte frumos. Dar viața lor a fost extrem de scurtă, au dispărut. De ce totuși cred oamenii că un președinte le-ar putea da apartamente? Mai devreme știți că am discutat despre gradul de acces la informație și despre gradul de instruire și de documentare sau de, nu știu, de acces la informație al oamenilor. Mi-e greu să cred. Probabil că încă suntem sub imperiul dorinței sau... Încă n-am învățat că democrația este mai dură decât ceea ce a însemnat comunismul, din perspectiva faptului că fiecare trebuie să ne descurcăm prin resursele proprii. În comunism exista o egalitate, adică și ministrul, și doctorul, și muncitorul, și nu știu, inginerul aveau cam același nivel de trai. Acum ați văzut că lucrurile s-au... Democrația, din punctul ăsta de vedere, este un pic mai dură și... profesionalismul, determinarea, ambiția, hărnicia determină o oarecare structurare a clasei a claselor sociale. Și cred că există o categorie de oameni care își doresc, sigur, ar trebui, noi politicienii, acum fac o paranteză, ar trebui să ne aplecăm asupra acestor oameni care sunt sigură că se duc și cer un apartament de 35.000 de euro în condițiile în care n-au un acoperiș asupra capului. Că mi-e greu să cred că se duce cineva să-și depună documentele la George Simion să obțină un apartament de 35.000 de euro care, eu știu, are o casă, are un apartament și așa mai departe. Cred că aici este vorba de neinstruirea oamenilor sau, nu știu, accesul la informație așa trunchiată, la informația pe care le-o livrează un individ. Nu-i riscant ce face? E foarte riscant, tocmai de aceea, dacă mă întrebați, după alegerile prezidențiale, respectiv cele generale, probabil că George Simion va fi o istorie, va fi exact ca și fluturile despre care v-am spus, care va dispărea, timpul eliminându-l, pentru că viața lui este scurtă. Viața oricărui individ este scurtă, din punct de vedere politic, public, administrativ, atunci când livrezi doar iluzii. Citeam în dimineața asta, vă rog. George Simion livrează niște iluzii și oamenii sunt fascinați de mirajul acestei iluzii. Electoral vă satisface prezența AUR? Pentru că citeam chiar în această dimineață un studiu că AUR ar putea fi baubau de serviciu după modelul Corneliu Vadim Tudor în anul 2000. Toată lumea l-a votat pe Ion Iliescu de frica lui Corneliu Vadim Tudor. Mi-e greu să cred că George Simion va ajunge în turul 2 vreodată. Deși a avut și la alegerile locale, a avut un scor suficient de, adică mai mult decât mare, neașteptat de mare. Dar alegerile locale sunt total diferite de ceea ce înseamnă alegerile parlamentare, respectiv alegerile prezidențiale. Mi-aș dori ca românii, ca oamenii să vadă că sunt doar niște, nu știu, până și glumele care circulă pe internet sunt conectate la realitățile pe care le livrează George Simion, adică vă dau apartamente cu 35.000 de euro, reducem taxele la salarii, nu vor mai fi impozite la salarii, păi stai un pic.
Oare nu ne gândim că toate lucrurile acestea sunt într-un cerc? Adică dacă tu nu mai ai impozit pe salarii, indiferent unde lucrezi, în domeniul privat sau în domeniul public, cu siguranță vei ucide sau îi vei pierde pe cei care beneficiază astăzi de pensie. Adică tocmai cei care astăzi îl susțin pe George Simion s-ar putea, în condițiile în care intrăm în acest circuit, să nu mai poată să le livreze ceea ce își doresc. Deci, dacă se face o analiză profundă, e clar că nu e decât o spoială, o iluzie pe care o lansează în spațiu public și care, din păcate, încă mai ține și încă mai prinde. Acum, eu nu vreau să spun că omul ăsta minte. Poate că este un cuvânt prea dur să spun o minciună, că spune minciuni, dar livrează așa niște bule de săpun care se sparg în momentul în care ajung în realitate, în spațiul real. Un alt caz, veniți din Parlamentul României și destul de mulți, apropo de cei care cred că președintele va putea da apartamente cu 35.000 de euro, foarte mulți au trimis-o în Parlamentul European pe Diana Șoșoacă. S-a văzut ce prestații are acolo. Dar vine din Parlamentul României. De ce Roberta Metsola, foarte calmă, a reușit să evacueze sala și Parlamentul României? Bun, românii, să spunem că au o înclinație spre să vadă și partea de circ. Ne uităm la Parlament, la ședința aia, vedem că a făcut și ne râdem, că am văzut-o pe Diana Șoșoacă făcând scandal acolo, zbierând, țipând și, din păcate, parlamentarii sau o parte din ei intimidați. De ce nu se păstrează o decență? Categoric, domnia sa poate sta în Parlament să spună orice într-o manieră decentă, ați folosit cuvântul în prealabil, da? De ce în Parlamentul European se poate s-a putut, în aplauzele parlamentarilor de acolo, chiar și cei de extremă stânga-dreapta, iar în Parlamentul României păreau că timorează, adică, domnule, mai bine las-o să urle acolo decât să ne facem noi moară în cap cu ea. Haideți să facem un scurt istoric al activității parlamentare din România. Știm cu toții că în Parlamentul României, teoretic, ar trebui să ajungă niște oameni decenți, cu o prestație absolut exemplară, care atunci când se duc la tribuna Parlamentului, vorbesc despre realități și vorbesc în deplină cunoștință de cauză despre diverse situații. Astăzi, în Parlamentul României, din păcate, există câteva formațiuni politice care au intrat și care au început un gen de circ. Regulamentul Camerei Deputaților, respectiv regulamentul Senatului, probabil că, văzând tot acest scurt istoric, va trebui modificat. El, într-o mică măsură, a fost modificat, cel puțin, acum, în mandatul meu, în mandatul pe care l-am avut eu în Parlament. Sigur, după momentul în care parlamentari aur au sărit aproape la bătaie în plenul Parlamentului. A fost modificat regulamentul în sensul în care acești deputați au fost sancționați, n-au mai avut dreptul la cuvânt la tribuna Parlamentului mai mult de 3 secunde, au fost sancționați și din punct de vedere al indemnizației pe care o primesc, dar se pare că este insuficient. Pare că și Parlamentul României ar trebui să-și alinieze regulile la Parlamentul European, acolo unde președintele decide eliminarea unei persoane, unui parlamentar din interiorul Parlamentului. În acest moment, în Parlamentul României nu se poate face acest lucru, pentru că nu există regulament specific, dar sunt sigură că istoricul ne va duce și acolo. Repet, noi bazându-ne foarte mult pe ceea ce a însemnat parlamentarul român decent. Astăzi, din păcate, au avut sau au acces în Parlamentul României o serie de formațiuni politice care nu sunt sau nu fac în cel mai onorant mod față calității pe care o dețin. Și aici este vorba de Diana Șoșoacă, sunt foarte mulți parlamentari aur, l-ați văzut și pe George Simion cu foarte multe manifestări, chiar la adresa Dianei Șoșoacă, când a jignit-o într-o manieră grobiană. Deci, cred că Parlamentul României trebuie să rămână scena unor oameni decenți, cu un limbaj potrivit, cu un limbaj și cu o atitudine și un comportament demn de un parlamentar.
În județul Hunedoara s-a făcut declarația, ca să trag și o concluzie, eu sper că va fi așa, pentru că nu fac parte dintre cei care evaluează eficiența Parlamentului în funcție de decibelii emiși de cineva care merge acolo. Lupta, disputa, confruntarea electorală la locale a fost foarte dură, cum bine a spus. În județul Hunedoara a căpătat accente și mai dure, poate, decât la nivel național. Cum vedeți posibilă o viitoare colaborare? Credeți că viitorul guvern va fi din nou alianță PSD-PNL? Și dacă da, în județul Hunedoara, cum se va colabora? Vedeți, ultimii 2 ani au arătat că această alianță este strict necesară pentru a guverna într-un gen de într-o stabilitate în România. România are nevoie de stabilitate și, de fapt, orice stat democratic are nevoie de stabilitate. Stabilitatea nu o poate deține un singur partid, după cum vedem, nu mai suntem partidul stat, deci e clar că e nevoie de o asociere între două partide pentru a guverna. Sunt sigură că această alianță PNL-PSD va funcționa și în următorii 4 ani pentru a asigura stabilitatea României. Acest lucru nu înseamnă că cele două partide se amestecă sau își modifică foarte tare, își modifică doctrina, își modifică principiile, își modifică genul de abordare al problemelor sau misiunea pentru care este trimis în Parlament, respectiv în guvern de către Parlament. Cele două partide, e clar că, nu știu, sunt nevoite să conlucreze. Ați zis să spuneți condamnate? Am mai spus odată și tot dumneavoastră m-ați apostrofat. Eu v-am abonat. Sunt nevoite să meargă în continuare într-o eventuală guvernare. Cu sau fără UDMR? Astăzi suntem fără UDMR. Asta știu, da. Nu știu ce se va întâmpla. Mi-e greu să face să cred că ei suferă intens pentru că sunt în afară. Vedeți că din declarațiile pe care le fac domniile lor. Cred că suntem nevoiți să funcționăm în același mecanism și următorii 4 ani pentru a asigura stabilitatea României, cu atât mai mult cu cât România în acest moment are nevoie de stabilitate. În ceea ce privește o eventuală conlucrare la nivel județean, și aici suntem nevoiți să facem același lucru. Sunt peste 16 unități administrativ-teritoriale care nu au majoritate, nici PNL, nici PSD, unde va trebui PNL-ul și PSD-ul să funcționeze împreună, pentru că e nevoie de viceprimar, e nevoie de Consiliul Local care să genereze hotărârile de Consiliul Local puse în dezbatere de către primarul în funcție. La nivel de Consiliul Județean, Consiliul Județean astăzi este constituit sau este compus din 3 partide, PSD, PNL și AUR. PSD-ul are majoritate, dar este... Noul Consiliul Județean vă referiți, cel care va intra în funcțiune din noiembrie. Da, cel care va funcționa, va fi validat în octombrie. Da, în octombrie, da. Și aici majoritatea PSD-ului este una relativ fragilă. Pentru că sunt 32 de consilieri județeni, respectiv 33 prin prezența președintelui care are drept de vot. Sunt 16 consilieri PSD, cu președintele 17. Da, este o majoritate, 17 este mai mult decât jumătate din 33, dar este o majoritate fragilă. Deci va fi nevoie de o colaborare cu unul dintre cele două partide. Mi-e greu să cred că președintele în funcție, respectiv președinții celor două partide, PNL și PSD, vor accepta o colaborare cu AUR sau... Na, vedeți și în spațiu public ce se întâmplă apropo de comportamentul celor de la AUR. Eu personal nu-i cunosc pe cei care conduc astăzi AUR în județul Hunedoara, dar socotesc că... și la nivel de județ se poate crea o majoritate confortabilă, astfel încât hotărârile de Consiliul Județean să treacă la fel ca și cele din consiliile locale. Deci, cred că cu toate disputele pe care le avem în campaniile electorale, repet, fiecare generăm idei, proiecte, lucruri cu care venim în dezbatere publică în fața oamenilor și încercăm să convingem că variantele pe care le propunem noi sunt cele corecte. Alegerile au demonstrat că PSD-ul este mai puternic în județul Hunedoara decât PNL-ul
și că au câștigat alegerile, adică ne găsim în fața unei realități pe care trebuie să o acceptăm. Viața merge înainte. Nu mai are prezența, categoric, prezența noastră la aceeași masă, la aceeași masă a negocierilor cu președintele Laurențiu Nistor este perfect posibilă. Absolut. Dincolo de atacurile care au fost destul de dure între domnia sa și domnul Călin Marian, candidatul PNL. Dar nu, repet, campania electorală s-a încheiat. Faptul că mai bine de, adică o parte din hunedoreni au spus, sau cea mai mare parte din hunedoreni au spus că varianta pentru județul Hunedoara, alternativa pentru județul Hunedoara este majoritară PSD, determină să te pui la masă cu președintele Consiliului Județean și să încerci să generezi niște proiecte suficient de bune sau bune pentru județul Hunedoara. Adică județul Hunedoara trebuie să progreseze, nu poate să stagneze, că oricum ne găsim într-o situație nu cea mai fericită din România. Adică trebuie să progresăm, nu trebuie să stagnăm. Și atunci trebuie să ne punem la aceeași masă, indiferent de rănile pe care ni le-am creat unii altora. Sigur, sunt răni care nu se vor, sau se vor cicatriza, dar vor rămâne urme. Se vor crea și altele, că mai urmează campanii. Vom spune lucruri care ne plac sau nu ne plac unii altora, dar asta nu înseamnă, până la sfârșit suntem oameni, suntem raționali, conducem niște structuri de care suntem extrem de responsabile și reprezentăm niște cetățeni pe care trebuie să-i respectăm și să le respectăm decizia. Aveți un domn conciliant. Dar știți că întotdeauna am fost. Nu am fost un om radical. Adică socotesc că rațiunea trebuie să funcționeze în astfel de momente și atunci când deții funcții care, în spatele cărora se găsesc oameni, asupra cărora trebuie să decizi. Kamala Harris sau Donald Trump? Kamala Harris. Ea va ieși sau ea vă place? Ea va ieși, dacă mă întrebați pe mine, și am făcut o analiză din punctul ăsta de vedere. S-au luptat doi bărbați până acum 4 zile. Doi bărbați care, din punctul meu de vedere, n-aș vrea să spun că depășiți, dar puțin afectați de trecerea timpului. Adică, cred că era nevoie de un suflu proaspăt și... Nu pentru că îmi place Kamala Harris, dar observ o agresiune verbală extrem de mare din partea lui Donald Trump pentru împotriva femeilor. Și să nu uităm că jumătate din populația globului sunt femei. Mai mult de jumătate. Mai 55, parcă, mă rog. Nu, 50%. Sau în România 55, mă rog. Să nu uităm acest lucru. Femeile... Ați văzut că în ultimul timp, chiar și la nivel european, în toate structurile de conducere... au început să ascensioneze. Femeile demonstrează o foarte bună tenacitate și chiar și o foarte mare rezistență. Și sunt sigură că această doamnă îi va face față cu brio lui Donald Trump, iar americanii vor alege varianta corectă și sănătoasă pentru viitorul lor. De ce spuneți sănătoasă? Pentru că știm foarte bine aplecarea lui Donald Trump spre Rusia și conexiunile pe care le are acolo. Și cred că sănătoasă chiar și pentru Uniunea Europeană și pentru o Europa stabilă este Kamala Harris. S-ar marca o premieră în istoria acestui stat, pentru că, culmea, se spune că e cea mai avansată democrație. Au fost state mai puțin democratice cu președinte... Exact. După ce a ajuns pe funcție Barack Obama, nu primul... African American, care a condus Statele Unite, iată că ar putea fi o premieră determinată de retragerea lui Biden. Ca femeie, cum priviți asta? Femeile duce aceeași povară? Pentru că unii încă, deci suntem o societate, noi românii, mai tradițională, așa, conservatoare. Domne, ce să caute o femeie acolo? Păi acolo din fericire nu votează românii Statele Unite. Acolo trebuie să dirigezi portavioane, să trimiți echipe de comandă, ce vedem noi prin film. Șefa Secret Service era o femeie, ați văzut. Și-a dat demisia. Și-a dat demisia, sigur, dar asta înseamnă că a condus un serviciu secret american, care nu e tocmai la îndemâna oricui. Și-a dat demisia și Richard Nixon, nu-i așa, care era președinte, să nu spunem clar. Femeile au rezistență cel puțin la fel de mare cu bărbații, și din punct de vedere psihic, și din punct de vedere intelectual,
Sunt absolut... Ar fi regretabil să creadă cineva că există diferențe. Da. Da, poate să conducă și faptul că o democrație atât de puternică și atât de dezvoltată ca și Statele Unite nu a avut un președinte femeie, dar a avut un președinte de culoare, ca să zicem așa. Cred că este momentul să demonstreze că democrația funcționează chiar și în cea mai mare democrație din lume. Da, n-am niciun fel de emoție apropo de puterea de a gestiona din punct de vedere, nu știu, al conducerii Statelor Unite, Kamala Harris, lucrurile. Deocamdată emisiunea este într-o zonă de liniște, așa, electorală, este vară, este iulie, oamenii se gândesc încă la concedii. Ce veți face până în septembrie? Când se reia sesiunea parlamentară? La începutul lunii septembrie se reia sesiunea parlamentară, dar eu, în calitate de președinte, am avut 7 zile, recunosc, de vacanță, am fost plecată puțin. Dar să știți că de aici, de exemplu, plec în zona Bradului să mă întâlnesc cu colegii mei. Am activitate, mă întâlnesc cu colegii, țin legătura foarte strâns cu cei care, chiar și cei care au pierdut alegere și cu cei care au câștigat, pentru că trebuie să rămânem aceeași echipă sudată, unită și împreună, pentru că asta înseamnă să fii membru al unui partid, să te simți apartenent, să fii în interiorul acestei comunități. Și să încercăm să facem un rezultat și un scor mai bun sau foarte bun, să câștigăm alegerile prezidențiale și respectiv cele generale în județul Hunedoara. Se lucrează la liste sau încă nu? Nu am început, n-am generat încă chestiunea asta, dar listele se fac imediat. Avem o resursă umană suficient de bogată în interiorul partidului, astfel încât să putem genera listele de parlamentari. Da, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și mi-aș dori ca toate să fie așa într-o manieră relaxată, dar iată, s-au spus și lucruri concrete, a susținut cauza fostului premier Ciucă, candidat cert la prezidențiale, ne-a spus că PSD-ul îi va opune un candidat propriu și este logic să fie așa. Pariați pe Kamala Harris, să vedem că mai este până la alegerile lor. Eu vă doresc să aveți o vară prolifică, să vă și relaxați, să fie și eficiență din punct de vedere politic, profesional și vă așteptăm oricând cu plăcere în studio pentru a lua pulsul politicii sau pentru a asista la noi dispute de campanie electorală. Unele dintre ele trebuie să recunosc că sunt de dreptul palpitante. Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, disputele electorale sunt inegalabile din punct de vedere al trăirilor pe care le avem fiecare dintre noi, indiferent cine este în studio la dumneavoastră. Sigur că încasați de la fiecare din cei... Nu chiar de la fiecare, dar mă rog, am apreciat eleganța dumneavoastră, indiferent. Unii dintre ei, sigur că... Nu știu, că poate că comunicați mai bine sau poate că sunteți mai... aveți afinități. Dar acest lucru, în calitate de moderator, nu vă face să fiți cumva partinic. Deci trebuie să rămâneți la fel de imparțial ca și până acum, lucru care mă bucură și sunt sigură că vom colabora cel puțin la fel de bine și în viitor. Vă mulțumesc pentru aprecieri și vi le întorc. Vă doresc să aveți, cum spuneam, o vară frumoasă și multă sănătate. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, se încheie aici ora exactă de astăzi la Antena 3 Deva. Invitata ediției a fost doamna Betuța Stănescu, deputată din partea Partidului Național Liberal și, cum spuneam, președinta partidului la nivelul județului Hunedoara. Îi mulțumesc pentru prezența în studio, le mulțumesc colegilor și vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. Dumneavoastră sunteți rațiunea existenței unei televiziuni și noi așa încercăm să fim mereu prompți cu informația. La revedere, toate cele bune tuturor! Separat. Super Corp susține campionii!
contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Supercom susține campionii! Aceasta este echipa Catena Racing Team, campioana României la fotbal corporatist. Energie, sănătate, vitalitate. Catena susține campionii. Ne-ați votat farmacia cu cel mai bun raport calitate-preț din România. Vă mulțumim! Catena. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it, love. La MedLife iubim să vedem oameni fericiți, iar asta ne face medici buni. Paul Georgescu, campion și recordman mondial, l-a înot în ape deschise și în ape înghețate. Energie, sănătate, vitalitate. Catena susține campionii. Ne-ați votat farmacia cu cel mai bun raport calitate-preț din România. Vă mulțumim! Catena. Tradițional Cuisine, locul unde găsești cea mai bună mâncare, gustoasă, proaspătă și de calitate, pregătită de profesioniști cu meniul zilei la alegere. Bucătăria tradițională pusă în valoare la cel mai înalt nivel. Doar o vizită acolo și devii clientul permanent care apreciază calitatea produselor, curățenia și amabilitatea personalului. Gurmanzii găsesc aici porții mari la preț avantajos. Tradițional Cuisine este locul unde economisești bani și ai parte de surprize culinare deosebite. Nu lipsesc deserturile delicioase și apetisante, savarine, clătite sau papanași. Masa se poate consuma la locația de pe strada depozitelor numărul 5 sau cu livrare la pachet. Meniul zilei la Tradițional Cuisine este o alegere inspirată. Comenzi se pot face la telefon 0736736717. Aceasta este echipa Catena Racing Team, campioana României la fotbal corporatist. Energie, sănătate, vitalitate. Catena susține campionii. Ne-ați votat farmacia cu cel mai bun raport calitate-preț din România. Vă mulțumim! Catena! Trăiește curat! Colectează separat! Viitorul este mâine noastre! Trăiește curat, colectează separat! Supercom susține campionii! Aceasta este echipa Catena Racing Team, campioana României la fotbal corporatist. Energie, sănătate, vitalitate. Catena susține campionii. Ne-ați votat farmacia cu cel mai bun raport calitate-preț din România. Vă mulțumim! Catena. Alo? Să rămână, mama!